Am revenit, suntem în direct. Dr. Ciprian Iftimoaiei, director executiv adjunct la Direcția Județeană de Statistică Iași, este de această dată invitatul jurnalului. Bună seara și bine ați venit în jurnal. Să rămână, bine v-am găsit. V-am invitat să vorbim de această dată despre principalii indicatori statistici care caracterizează județul Iași. Facem astfel o radiografie actuală. Aș vrea să începem cu volumul, structura și dinamica populației din județul Iași. În ceea ce privește volumul, structura și dinamica populației în județul Iași, avem câteva date interesante care pot constitui chiar o știre pentru unii teleascultători. Noi aici lucrăm cu două concepte la statistică. E vorba de populația după domiciliu, care se referă la persoanele care au domiciliu stabil după cartea de identitate, pașaport sau alte acte în județul Iași. Și aici avem un număr de 944.000 de persoane. Deci suntem județul Iași după municipiul București, ca număr de persoane după domiciliu. Iar în ceea ce privește persoanele rezidente, adică stabile, persoane care în ultimele 12 luni au avut domiciliu stabil în județul Iași, aici avem un număr de 790.707 persoane. Diferența de la 944.000 de persoane după domiciliu și persoanele stabile de 790.000, o putem regăsi în ceea ce statisticienii, demografii și sociologii numesc migrație temporară, adică persoane care au plecat pentru o perioadă mai mare de 12 luni pentru diverse motive în străinătate, cel mai adesea pentru un loc de muncă, pentru un nivel de trai mai bun. În ceea ce privește populația municipiului Iași, și aici avem o creștere foarte interesantă a volumului populației. De exemplu, dacă în anul 2007 aveam o populație de 333.302 persoane la nivelul municipiului Iași, în anul 2018 am ajuns să avem o populație de 373.507 de persoane, deci este o creștere de populație cu peste 40.000 de persoane, foarte importantă. Ceea ce vreau să spun în legătură cu această creștere a populației, cumva să furnizez o explicație sociologică, dacă doriți, este o creștere care nu are la bază ceea ce de obicei întâlnim, un spor natural pozitiv, adică să avem un număr de născuți vii mai mult decât persoane decedate. Pur și simplu, populația județului Iași și a municipiului Iași crește pe seama unei migrații intrajudețene, persoane care sunt atrase de acest magnet economic care este constituit în momentul de față de municipiul Iași și județ în ansamblu, deci vin persoane din alte județe, din regiunea de dezvoltare nord-est în principal, care sunt atrase de oportunitățile de muncă existente în județul nostru, în special în industriile acestea tehnologizate, digitalizate, în informatică, comunicații și toate serviciile conexe, precum și de oportunitățile de studiu. Ulterior, după finalizarea facultății, a studiilor de masterat și așa mai departe, aceste persoane tinere, în special din celelalte județe, decid să rămână, să se stabilească în județul Iași. De asemenea, o altă explicație, o altă ipoteză, pe care o vom putea confirma la recensământul populației și locuințelor din 2021, da, care va fi organizat la nivel național de Institutul Național de Statistică, este faptul că sunt și mulți cetățeni moldoveni care au dobândit cetățenie română, da? Deci sunt persoane cu domiciliu stabil în județul Iași, însă vom vedea câți anume chiar sunt efectiv, trăiesc și muncesc aici. La prima estimare puteți să dați cifre acum sau e prea devreme? Ar fi, e greu de estimat așa, pentru că populația rezidentă stabilă în
e de fapt o estimare pe baza unui model econometric, dar sunt câteva zeci de mii de persoane, de cetățeni din Republica Moldova, care au dobândit domiciliu stabil în județul Iași. Să dăm câteva exemple, și îmi vin acum aminte câteva comune, cum ar fi și Moșna, Grajduri, unde, dacă mi-aduc bine aminte, la alegerile trecute am avut secții de votare cu care totalizau 4.000 de persoane, unde n-a votat nicio persoană. Așa. Deci persoanele respective sunt cetățeni din Republica Moldova care au dobândit cetățenia română pe motiv ca să plece pentru muncă în spațiul Europei. De mii. Da, da. De exemplu, ca să facem o comparație, se poate intra pe baza de date a Institutului Național de Statistică, Tempo online, și o să vedeți acolo că la chiar și municipiul Vaslui și-a dublat cumva populația după domiciliu. Se știe că și acolo este acest fenomen, un aflux de cetățeni din Republica Moldova care dobândesc cetățenie română și cel mai probabil pleacă mai departe pentru muncă în străinătate. În legătură cu acest fenomen demografic, cu volumul și structura populației, aș vrea să mai semnalez un aspect. Este vorba de un fenomen tot mai discutat astăzi, și anume îmbătrânirea populației, îmbătrânirea demografică, care pe scurt înseamnă creșterea ponderii persoanelor vârstnice, cu vârste de 65 de ani și peste, în totalul populației, în raport cu celelalte categorii, cu tinerii și cu persoanele adulte active economic, cu vârste cuprinse între 15 și 65 de ani. Ei, județul Iași este județul cel mai tânăr, ca să spunem așa, din punct de vedere demografic, având cea mai mică pondere a persoanelor vârstnice în totalul populației, în raport cu celelalte județe din regiunea de nord-est. De exemplu, în județul Neamț, ponderea persoanelor vârstnice în totalul populației depășește 20%. Încă o dată accentuez faptul că acest lucru se întâmplă nu pentru că avem o creștere a natalității și a fertilității, ci pentru că beneficiem de un aflux de populație tânără care vine în județul Iași din celelalte județe, da, limitrofe, și cetățeni din Republica Moldova care dobândesc cetățenia română. Foarte interesant și acest aspect. Legat de sporul natural, este negativ? Da, și la nivelul județului Iași, de câțiva ani, cred că de prin 2016, am intrat pe ceea ce se numește spor natural negativ, adică avem mai multe decese decât născuți vii. Și foarte interesant, Iașul are din ce în ce mai mulți locuitori, dar sporul natural este negativ. Ați și explicat de ce. Bun, aș vrea să vorbim și despre analiza statistică a resurselor de muncă la nivelul județului Iași. Mulți angajatori se plâng de lipsa forței de muncă. Ce spun cifrele? Într-adevăr, foarte mulți angajatori se plâng și semnalează așa numita criză a forței de muncă. Din punctul meu de vedere, această criză a forței de muncă se referă mai mult la persoane calificate sau persoane disponibile să muncească, da, să desfășoare o activitate într-unul din sectoarele economiei naționale. Din punct de vedere statistic, poate o să vă surprind cu datele pe care le avem la îndemână, încă nu avem o criză a forței de muncă în județul Iași. Aș dori să iau în acest context câteva cifre. Încă o dată, populația după domiciliu a județului Iași este de 944.000 de persoane. Populația stabilă este de 790.707 persoane în momentul de față. Resursele de muncă estimate la nivelul județului nostru sunt de aproximativ 518.000, este o cifră efectiv acesta de la 1 ianuarie 2018. Din aceste resurse de muncă, noi avem o populație ocupată de 282.000 de persoane. Ce înseamnă populație ocupată? Înseamnă orice persoană, patron, administrator de firmă, salariat la stat, la privat, lucrător familiar neremunerat în agricultură, deci orice persoană care efectuează o activitate, cel puțin o oră pe zi, în mod obișnuit și obține un venit, da? Pentru aceasta îl încadrăm la categoria persoane ocupate. Deci avem peste 280.000 de
persoane ocupate. Din acestea avem un număr de salariați de aproximativ 175.000. Șomeri, la 1 ianuarie 2018, cifrele ne arătau că la nivelul județului Iași aveam vreo 12.000 de șomeri. La nivelul lunii actuale, februarie, șomajul a scăzut mult, este de fapt pe trend descendent. Avem mai puțin de 9.000 de șomeri, mai exact cred că 8.800 de șomeri, rata șomajului fiind una din cele mai mici din țară, undeva la 3%. Scade de ceva ani? Da, da, scade de câțiva ani, da, este pe trend descendent. Deci avem 520.000 de oameni resurse de muncă, populația ocupată 280.000, plus vreo 10.000 de șomeri, populația ocupată plus șomerii, da, ne dă populația activă, aptă de muncă, cu vârste între 15-65 de ani. Mai avem și alte categorii, 223.000 de persoane, care ce înseamnă? Care populație se află în diverse forme de pregătire profesionale, școli post-liceale, de maestri, facultate, masterat, doctorat, post-doctorat și alte persoane în vârstă de muncă. Deci, după cum vedeți, din 520.000, doar 280.000 avem populația ocupată, din care 175.000 de salariați. Prin urmare, din punct de vedere statistic, noi nu putem să spunem că avem o criză a forței de muncă, ci doar sociologic, economic, strict putem defini acest fenomen ca o criză. Nu avem oameni disponibili care să muncească, oameni calificați, oameni ceruți de domenii care sunt în expansiune în momentul de față. Uitați-vă în sectorul serviciilor, chiar și construcții, da? Unde a fost nevoie ca guvernul să intervină și să crească salariul minim brut acolo pentru a fideliza, pentru a stabiliza muncitorii din acest domeniu și măcar pentru o perioadă și a-i determina să rămână în țară, să nu mai plece în străinătate. Deci, forță de muncă este, așa spun cifrele, dar nu neapărat calificată? Nu neapărat calificată, avem și un număr de tineri. Și aici e mai datele, probabil le are Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă, care, din câte știu, derulează la nivel național, regional, un proiect privind identificarea așa numiților NEETs, Non-Employment, Non-Educational, Non-Training Teenagers. E vorba de tinerii care nici nu muncesc, nici nu învață. Și aici vorbim de câteva zeci de mii de tineri care, cum spuneam, nu urmează niciun fel de formă de pregătire, da, profesională, și nu fac nimic. Trăiesc pe seama veniturilor obținute de membrii familiei, cel mai probabil mulți plecați la muncă în străinătate care trimit bani aici, sau din diverse activități cu caracter licit sau ilicit. Cam câți ar fi? Cam e greu să... bine ar trebui să întrebăm la Agenția Județeană. Da, e vorba de... Deci mulți. Da. Și această situație nu se întâmplă numai în județul Iași, ci la nivel național și, dacă doriți să precizăm, chiar la nivel european. Atragerea tinerilor în câmpul forței de muncă este o preocupare a Comisiei Europene, da? Încă din momentul lansării strategiei Europa 2020, care își propune, printre alte obiective ambițioase, creșterea ratei de ocupare, da? Aducerea în câmpul muncii a persoanelor apte de muncă, care au capacitățile fizice și psihice să muncească, și aici vorbim de număr însemnat de tineri. Să ne aducem aminte că în perioada crizei economice din 2009-2012, țări economice dezvoltate, cum ar fi Spania, Italia, Portugalia, dar chiar și în Germania, aveau un șomaj foarte ridicat, mai ales în rândul tinerilor. Deci este o problemă aici care, într-adevăr, trezește interesul societății și a factorilor de decizie în zona politicilor publice.
Aș vrea să vorbim și despre salarii. Știm că locuitorii, sau mai bine zis, angajații din București au salariile cele mai mari din țară. Iașul, unde se... Da, se într-adevăr, cele mai bune salarii, ca să spunem așa, se obțin în municipiul București. Ne referim de la salariile nete, da? Deci ce obține omul în mână, cum se spune. Da, omul în mână, da. Și în București salariul mediu net nominal este de aproximativ 3.700 de lei. Al doilea clasat, ca să spunem așa, într-un top al salariilor, este județul Cluj, cu peste 3.200 de lei net în bani în mână. Care în ultimii ani, fac o paranteză, salariile acolo cresc. Cresc foarte, foarte mult. E un județ și un municipiu care este în expansiune, cum este și Iașul, dar mai mult decât dar Iașul, totuși. Ce mai dinamic, acolo se vede și din PIB-ul pe cap de locuitor și din alți indicatori socioeconomici care definesc nivelul de trai. După Cluj ar fi județul Ilfov, care are un salariu mediu net este de aproximativ 3.100 de lei și pe locul 4 la nivel național este județul Iași, cu un salariu mediu net de 2.970 de lei, deci aproximativ 3.000 de lei net pe lună se câștigă în județul nostru. Probabil în municipiul Iași, noi avem datele pe județ, în municipiul Iași salariul mediu net, cred eu, trece de 3.500 de lei. O creștere și aici, da? Da, deci cele mai bune salarii se obțin în zona serviciilor și din servicii, în zona serviciilor IT, informatică și tehnologia comunicațiilor, unde salariul mediu net trece undeva de 5.000 de lei, da, pe lună. Au crescut salariile și în zona construcțiilor, sectorului construcțiilor, industriei și chiar și în agricultură. Bun, am vorbit despre salarii. Acum aș vrea să vă întreb detalii sau indici statistici legate de calitatea vieții. În ceea ce privește calitatea vieții, Institutul Național de Statistică desfășoară o cercetare pe un eșantion reprezentativ la nivel național de vreo 10.000 de gospodării. Datele sunt la nivel regional, pentru că eșantionul pe județ nu este reprezentativ, ci la nivel regional. Din păcate, regiunea de nord-est este cea mai săracă din țară. Pe ansamblu, dacă mi-aduc aminte așa din memorie, rata sărăciei relativă era undeva la 24% din persoane, deci sub pragul de sărăcie. Și e mai accentuată starea aceasta în regiunea de nord-est. Dacă ținem cont de ceilalți indicatori economici, cum ar fi PIB-ul pe cap de locuitori, populația ocupată, șomaj și toate celelalte, ne putem lesne da seama că județul Iași este polarizator de dezvoltare economică, este cel mai bine dezvoltat în regiunea de nord-est. Aș putea să furnizăm teleascultătorilor, telespectatorilor câteva date, de exemplu, conform Comisiei Naționale pentru Prognoză, dacă în momentul de prognoza pentru 2018 la nivelul Iași PIB pe cap de locuitor era undeva la 7.800 de euro, până în 2022 se așteaptă să ajungă la peste 11.000 deci de euro pe cap de locuitor, aproape oricum de departe cele mai bune cifre în regiunea de nord-est, surclasăm cu mult județe, chiar și Bacău, Suceava, nu mai spun de Vaslui sau Botoșani. Și salariații vor crește în județul Iași cu 3,3%, șomajul se așteaptă să scadă undeva la 2,7%, da? Câștigul salarial mediu net în județul Iași în anul 2022 va fi de peste 3.500 lei, deci vom ajunge Bucureștiul din urmă,
Da, bineînțeles, dacă nici Bucureștiul și Clujul nu stau nici aceste orașe. Și acolo crește salariile. Deci, oricum, Iașu este un pol de creștere în regiune, da? Cu potențial cu mare. Potențial, cu o zonă metropolitană în expansiune. La începutul emisiunii noastre am vorbit despre creșterea volumului populației în județ și în municipiul Iași, dar vreau să vă spun că și în comunele limitrofe din zona metropolitană Iași este o creștere importantă a populației. Să dăm doar un exemplu care îmi vine în minte acum, comuna Miroslava, care are o populație după domiciliu de peste 18.000 de locuitori. Haideți să comparăm cu Hârlău sau Târgu Frumos, care au rămas undeva la 15.000 de locuitori. Dar și comuna Ciurea are 15.000 de locuitori și celelalte comune au o creștere în volumul populației foarte însemnată. Deci, înseamnă că aici se produce... Bun, dar la polul opus mai sunt și celelalte comune, unde situația nu este chiar atât de... Da, deci în zona metropolitană, cum spuneam, aici este magnetul și dezvoltarea economică. Se vede și cu ochiul liber, chiar urcând în mașină și mergând prin această zonă. Dar totuși cu o diferență majoră între celelalte comune. Da, da, sigur că da. E un pol aici, mai în zona Pașcanului, de dezvoltare și mai ales în zona urbană, da? Se știe că sărăcia afectează mai mult persoanele din mediul rural în comparație cu persoanele din mediul urban, unde în mediul rural posibilitățile de a lucra doar limitate, în agricultură, da, lucrători familiari neremunerați în agricultură, mai mult de subsistență. Bun, două minute până la sfârșitul jurnalului. O ultimă întrebare. INE se pregătește sau este implicat în organizarea alegerilor europarlamentare și prezidențiale? Cum anume? Institutul Național de Statistică este implicat în multe activități, inclusiv în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Parlamentul European și pentru prezidențiale din acest an, așa cum bine ați menționat. Atribuțiile noastre se centrează pe scanarea proceselor verbale, pe verificarea corelațiilor din procesele verbale, ca să fie corect toate datele, adică ne gândim aici câte buletine de vot sunt, câți au votat, câte voturi sunt valide, câte voturi sunt nule, toate aceste corelații noi le verificăm informatic, le validăm și intră în baza de date a autorității electorale permanente. Deci avem atribuții strict tehnice pe linie de gestionare a sistemului informatic privind validarea proceselor verbale. Domnule doctor Ciprian Iftimoai, director executiv adjunct la Direcția Județeană de Statistică Iași, vă mulțumesc tare mult pentru prezență. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Și vă aștept invitație. Și cu alte date, cu alte noutăți. Vă mulțumesc mult. Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului. Sunt Olga Moroșan și vă mulțumesc pentru atenție. O seară excelentă să aveți și vizionare plăcută în continuare.